într-adevăr, avem abandon școlar, să spunem, după aceea. Avem formațiuni de lucru, să spunem, la liceu, cum e liceul Seral sau liceul cu frecvență redusă și la ultima întâlnire. Mi-ați spus de liceu... O să fac deplasări să văd și eu dacă acei elevi sunt la ore, pentru că ce se întâmplă? Și în condițiile abandonului și în condițiile claselor de liceu la forma aceasta de învățământ, copiii sunt înmatriculați, vin banii, vin banii și atunci uneori să nu facem ceea ce au făcut alții prin alte județe, adică îi înscriem fictiv acolo, ei nu frecventează cursurile, urmărind două scopuri, să luăm banii la costul standard odată și doi să avem funcția de director, de director adjunct.